În contextul războiului din Ucraina, cetățenii cât și administrația publică locală se implică activ pentru a veni în ajutor refugiaților ucraineni. Asociația Caritas Luxemburg, în parteneriat cu Asociația pentru Drepturile Omului Lex 21 și Direcția Asistență Socială din Drochia, au distribuit ajutor umanitar mai multor cetățeni ucraineni. Своевременное, нужное, потому что денег у нас здесь как приехали, приехали, что взяли, то и взяли. То есть, как бы În pofida impedimentelor întâlnite, cetățenii ucraineni nu sunt disperați. Sunt în căutare de locuri de muncă. Studiază mult pentru a învăța noi profesii. Конечно, я проходила курсы касир-оператор. Пока что еще не пригодились, но в будущем, надеюсь, пригодятся. Cetățenii ucraineni afirmă că în orașul Drochia beneficiază de condiții bune de trai, dar nu reușesc să facă față lucrurilor din cauza prețurilor mari. Acest ajutor este foarte binevenit pentru ei. Родители скудують, ну, иногда не хватает, тоже не можешь скинуть, вы этим помогаете. Activitatea a fost organizată pentru toți refugiații care vin din toate regiunile Ucrainei, printre care Harkov, Odessa, Mogiliov, Lviv. Ajutorul este oferit de Asociația Caritas Luxemburg.